Salutare tuturor de aici din Krabi. Așa cum am promis ieri, astăzi o să vă răspund la toate întrebările pe care mi le-ați lăsat în comenturile din vlogul de ieri. O să fie un vlog destul de interesant, în urma căruia o să aflați mai multe despre mine și despre ceea ce voi urma să fac. Așa că, let's go! Mi-am luat carnețelul ca să îmi notez ideile pe care mi le dați voi în legătură cu vlogurile următoare și am luat și laptopul să citesc comenturile și ne apucăm de treabă. Ia să vedem cine e primul care mi-a comentat. Dacă am rămas fără... Am rămas fără mouse. Ia mă, ce faci? A, tocmai acum? A, bineînțeles, mi-am mai luat o bere. Să vedem câte comenturi sunt. Momentan sunt... mamă, dar sunt comentarii. Aveți întrebări, nu glume. 220 de comentarii. E bine. Avem ce face toată ziua pe vlog. Eu tot dau scroll și se încarcă. Gata. Nightcrawler e primul care mi-a dat coment. Și zice așa, da, izolare. Într-adevăr, e o izolare incredibil de minunată. Rodica Maria Vânțan, poftă. Mersi la fel și ție în cazul în care mănânci, poftă mare și ție. Dumitru Suroiu, neața, metim, ce fruștruc delicat ai. Da, din când în când așa mă mai trezesc cu fața odihnită. De obicei când călătoresc trebuie să mă trezesc dimineața, dar acum că sunt aici de aproape o săptămână, chill, numai bine. Carol Rax Socherca. Salutare din nou. Salutare și ție, Carol. Constantin Sone. Salut, Metin. Salut. Toată lumea cu salut. E bine. E bine. Ricard S.P. Metin răspunde fratelor și la întrebări. Ieri era lumea curioasă dacă ai făcut ceva cu mexicanca. Cred că am lămurit chestia asta în vlogul de ieri. Sonelu sau Sonelu X, poftă bună frate, când vin în Los Angeles? Băi, în Los Angeles nu știu, mi-ar plăcea foarte mult să ajung pe acolo, dar cred că peste un an, doi, ceva de genul. Acum, momentan, nu cred că e posibil, plus că trebuie să aplic pentru viză și cu siguranță condițiile pe care trebuie să le îndeplinești pentru a intra în America o să fie mult mai drastice. Ok, Negru Adi, prima dată dau like și după aceea mă uit la video. Succes în tot ceea ce faci. Îți mulțumesc la fel și ție, Adi. Angel to Moon, nu aș strica pe viitor să iei cu tine și pe doamna să călătorească cu tine. Ar fi tare, baftă și be safe. Da, ar fi tare, singura chestie că ea are alte planuri, eu am alte planuri și fiecare cred că o să-și vadă de treaba lui și de drumul lui. Nu se știe niciodată, nu zic niciodată, dar... Din câte am vorbit cu ea, s-ar putea să o luăm pe direcții opuse. Val 1, 5 ani. Sau Val 1, 5 ani. Nu știu exact dacă am citit bine. Metin, hai că știm toți câți ani rezi pe Aneloica. Poate face un Q&A cu ea să ne povestească despre situația din Spania. Tipa are 38 de ani, e mult mai mare ca mine. Mult mai mare, mă rog, 5 ani mai mare. Și chiar am vorbit adineori cu ea, i-am explicat că multă lume vrea să îi afle părerea și să afle mai multe despre ea și a zis că, cu siguranță în vlogurile următoare o să vină și un astfel de material. Vasile Topor e în limba are după tine. O fi. Georgica, mamă, ce aș mânca și eu pe pene acum. Păi și ce te oprești? Fă declarația, te duci la Kaufland sau unde, la Cora și îți iei un pepenaș sau doi sau trei. Victor Adrian Marian, te salut, Metin, te salut și eu, Victor. Deci citesc absolut toate comenturile, v-am zis, mai puțin cele obraznice. La alea s-ar putea să bag un bip. Ok. Toteu Hac Jlișc, ceva de genul ăsta, nu știu exact cum se citește. Salut, deci cred că e prima dată în viața mea când abia așteptam un vlog și e pentru că abia aștept să o văd pe brunet. Deci nu vă uitați la mine, nu vă mai uitați la mine, vă uitați la bruneta, bravo, azi că vă țin o minte. Cornelius Pop, 8, not, nu it.
Da, mai dau și eu câteodată kicks cu engleza. Nu sunt chiar atât de... Nu vorbesc engleza super, super bine, dar eu zic că mă descurc pentru a purta o conversație. Marian Munteanu. Băi, poate mergi și tu un pic de relax după atâta muncă. Ai dreptate. Cu siguranță ai dreptate, dar... Na, acum, luând în vedere situația în care ne aflăm, cred că e perioada cea mai bună de muncă. Strat Sorin. Sorin, cam târziu astăzi. Din păcate, salut, din păcate, dar voi vedea mâine dimineață filmul. După Pepe merge și eu. Mă rog, nu vreau să stric educația. O bere, bineînțeles. Avocatul poporului, lasă-i să zică orice, dă-le pace, nu pierzi nimic. Focusează-te pe continuitate, cheia succesului este să nu te oprești. Ai dreptate întru totul. Constantin Sonea, mersi pentru salut din vlogul de ieri. Cu mare plăcere. Pac! Eu dau și like în același moment. A? Strat Sorin, s-au bulăngit și șobolanii aia de vinamiezi. Înainte îi pupai în dos pe turiști, ei pierd în viitor. Da, na, acum vă dați seama, frica te face să reacționezi și scoate tot ce e mai rău din tine. Și uite că, din păcate, vietnamezii asta au făcut și mai ales indienii. Adrian Pop. Bună, Metin, salutări din Madrid, ai răspuns unei persoane întrebării pe care vreau să ți-o pun și eu. Și pe mine mă interesează o excursie cu tine. Da, v-am zis, în viitor... Cu siguranță o să apară și astfel de excursii, dar nu cred că acum este momentul. Cu siguranță o să vă anunț. O să fiți primii pe care o să-i anunț. Ghițu, ce-ți mai place la izolare? Într-adevăr, bro. Tot Ghițu. Travel a bit, te cred. Și eu vreau din nou un crabi. Păi, și ce te reține în afară de coronavirus? Ghițu, ai făcut transfuzie sanguină. Nu, n-am făcut nimic. Știu la ce te refer, dar n-am făcut nimic. Da. Ești îmbrasnic, Ghițule. Ești îmbrasnic. Andreea Balcan. Balcan. Trebuia să o invit cu tine la restaurant. Păi eu am zis să vină, dar lenea e cu coană mare, știți cum e. Și preferă să stea în piscină, opa, decât să meargă la restaurant. Gabi Dinu. Vorbeai la început despre banii de amendă și pepen. Amenda minimă e 2000 de lei, câți pepen poți cumpăra cu banii ăștia? O căruță aproape două, părerea mea. Toteu Haxlisk. Nu i-ai luat, mă, și brunetei de papa? Avea de mâncare, stați liniștiți. Plus că e vegetariană și nu mănâncă burger, decât burger vegetarian, și acolo nu aveau așa ceva. Sorin Ioan Dobrică. Frumoasă spanienalca. Metin, dragă, ce mai aștepți? Nu vezi că te place? Mă plăcea, dar... Într-adevăr, e frumoasă, simpatică. Strasurin. Am văzut și eu vlogurile tipei din piscină, scurte, dar frumoase, sunt mai vechi, deci trag concluzia că s-a lăsat de YouTube. Băi, nu s-a lăsat de YouTube, dar se axează mai mult pe Instagram, că de acolo face bani. Pe YouTube, momentan, nu face nimic, are doar vreo 900 și ceva de subscriberi. Îmi spunea ieri că... În momentul în care s-a apucat ea prima oară de YouTube, intrase monetizarea, dar când au schimbat un pic condițiile, au scos-o de la monetizare și acum e destul de greu pentru ea să facă bani din YouTube. Plus că se descurcă cu Instagram, așa că e foarte bine pentru ea. Pac, pac. Armageddon. Ești tare bun, omule, zi de zi când termin serviciu te urmăresc ca pe un selier bun. E bine. E bine, sper ca nu un serial de la scurt, dar îți mulțumesc, Armageddon, că mă urmărești zi de zi. Vlad Carp, mulțumesc de recomandarea, Metin. Cu cea mai mare plăcere, maestru. Ersueno, am primit 2, 4, 6, 7 smiley face. Îți ofer și eu unul mai mare. Mihai Claudiu Viziru, forță, Metin, forță stea. Ionel Cristea, chiar mi-ai făcut poftă cu pepenele. Mă bucur, asta era și intenția. Suflet Călător, apropo de comentariile jignitoare, raportează-le și blochează utilizatorul ca pe Facebook. Băi, sunt de părere că dacă înțelegi din prima, da, adică îți explic și îți povestesc cum stă situația.
Dar dacă văd că în continuare se continuă cu astfel de comentarii, cred că o să se ajungă și la astfel de situații, astfel de măsuri. Așa, Max, Ebelea în India, băta pe ei, carantină ușoară. Îți mulțumesc, Max, mă bucur enorm că nu sunt în India. Alexandru Nicolae, salut, Metin, te apreciez mult pe tine și pe acest canal de YouTube. PS, știu că ai zis să nu comentăm despre viața ta particulară, dar nu ora ta pe găgicaia. Se ratează, nu se ratează, nu o să știți niciodată. Tokikiro Kinyoshita. Poftă mare în continuare, nu chiar toate senzații. Ai și dreptate. Strațorin, bună, rău, tipa din spatele tău. Tu cred că mai faci și alte ghidușii cu gagișele alea, dar ești discret. Băi, Sorin, lasă prostiile. Florin Bălă. Deci asta e un coment, ca să ți-o spun pe de-a dreapta, personal mă pe ea de Thailanda, fără să fac vreo referire la orice persoane implicate. Da, na, fiecare cu, v-am zis, cu preferințele lui. Mie unul mi se pare ok, Thailanda e prima oară când, de fapt e a treia oară în decursul la două luni în care vin aici în Thailanda. Mi se pare o țară foarte mișto. E păcat că a devenit mega turistică, dar cred că în continuare, pentru cel puțin pentru 5, 6, 10 ani o să vină lume o grămadă aici. Pentru că știu oamenii ăștia cum să atragă turiștii. Ia uite-l pe Sorin. Dacă până la urmă am văzut vlogul în seara asta, știam eu că nu rezist. Sunt irezistibil. Știți, dacă ați văzut Avengers, știți că la un moment dat spune tipul la mare, mare și urât, eu sunt inevitabil. Cam așa am fost eu cu strat Sorin acum. Eu sunt inevitabil. 1. Morfatlar. Maraba Abimetin, te salut din Constanța. Te salut și eu de aici din Krabi. Armageddon, numele Metin are legătură cu jocul Metin? Nu, nu are nicio legătură, m-am născut cu mult înaintea jocului Metin. Dar și pentru mine a fost așa un șoc în momentul în care eram pe net și văd joc Metin. Super tare. Events of my life. Salutare din Italia. Vezi situația de pandemie de aici, Italia. Drumuri bune și sănătate mult. Da, înțeles că Italia nu e foarte ok acum. Situația acolo, sunt destul de multe cazuri și nu pot să vă urez decât multă sănătate și să aveți grijă de voi acolo. Vilar cu 2 de L. Hai că gluma cu pepenele și castravetele a fost bună. Am înțeles de ce nu ai citit-o, dar sper că ai râs puțin. Chiar am râs. Stați liniștiți. Petre Coșboc, salut, Metin, ești un om cu bun simț, te urmăresc cu plăcere, dar merită să te superi la provocările. Invidia și răutatea sunt la mare rang, să faci ce este bine și frumos. Îți mulțumesc, Petre. Într-adevăr, câteodată nu merită să mă consum pe astfel de chestii, dar prefer să clarific anumite lucruri înainte de a lua o amploare mai mare. Just me, 111094, 11.10.94. Faci sport în timp ce călătorești sau te bazezi doar pe hiking și pedalat? Băi, în fiecare dimineață am programul meu de exerciții, flotări, abdomene și mai fac exerciții cu greutatea corpului pentru anumite părți musculare. Dar nu e cine știe ce, stai liniștit. Lucian Ferișteanu sau Feresteanu. Salutare, e de așteptat să continui socializarea, nu te bloca cu viața intimă. Ești în scurt timp, pa, oamenilor le place pâine și circ. O să ai succes maxim cu Vida Loca, adică cu Spanielec. Are lipit zâna, provoacă la o discuție despre ce îi se pare important în viață, ce își dorește pentru viitor, neapărat filmare din pat, la piscina e ok sau la masă. Succes, fii real. Îți mulțumesc, Lucian, pentru sfaturi. Legat de chestia asta cu viața intimă, eu nu cred că o să fiu pa. Și legat de chestia cu discuția împreună cu Vida Loca, o să urmeze în vlogurile următoare. Strat Sorin, ce laptop folosești și în general ce laptop recomanzi pentru YouTube? Băi, eu folosesc un Lenovo Yoga 920 cu un procesor i7. Mie unul mi se pare
super bun pentru YouTube, chiar pentru ceea ce fac eu merge foarte, foarte bine. Se mai încinge din când în când, în momentul în care îl solicit, adică am și vlogul pe care îl fac, dacă mai intru și pe YouTube, se încinge destul de tare, dar după aceea își revine ușor, ușor. În legătură cu laptopul pe care îl recomand, acesta, eu zic că este unul foarte, foarte ok. E micuț, este de 13, e subțire, îl poți, vedeți, îl poți face și așa, folosi ca pe tabletă, deci e numai bun. În cazul în care nu vreți să vă cărați cu detalii laptopul după voi. Am ceva ce am rămas fără mouse. Mouse-ul ăsta l-am cumpărat de la un supermarket din Japonia, am dat 5 lei pe el, dar și-a făcut toți bani. Acum văd că începe să mai facă figuri. Hai. În fine. Bull Shark, salut! Sunt super videourile tale, abia aștept să-l văd și pe cel de mâine. Baftă în continuare. Apropo, sper să ajung și eu în locurile alea. Și eu sper să ajung în locurile astea, pentru că sunt foarte, foarte frumoase. Tasuke Tse, cred că așa se numește, Tasuke Tse. O întrebare cu bun simț. E genul tău spanilaica? Pot spune că da. Georgica, îți doresc să ai copii? Ca orice om, cu siguranță. Georgica, din nou, care e următoarea destinație după Asia? Păi, mă gândeam America de Sud, dar să vedem cum o să decurgă lucrurile în perioada următoare. Alexandruța. Boss, e 11 lei situația? N-am înțeles întrebarea asta. Te rog să-mi spui exact la ce te referi, pentru că nu știu la ce te referi. Ionel Cristea. Asta fac eu în carantină. Ia să vedem ce face Ionel Cristea în carantină. Omul se joacă. Deci, ce zice Tom Clancy de Division 2? Ia să vedem ce face. Văd că încarcă, toc. Da, se joacă om. Frumos. Așa da, carantină, te joci toată ziua. Bravo, Ionel. Vasile Hărăguș, muy simpatică la spaniola, e divertit, dar mucha suerte, da. Da, e foarte simpatică. Robert, salut, am și eu câteva întrebări. Ce telefon folosești? Un Huawei P30 Pro. Vi-l recomand pentru poze, dar nu vi-l recomand pentru video. Are stabilizare foarte slabă și în momentul în care merge are și un crop destul de mare și dacă mergi pe camera de selfie și te filmezi e destul de nașpa. Dar pe partea de poze cred că e unul dintre cele mai bune telefoane pe piață la ora actuală. Câți bani cheltui pe lună? Poți să urmărești în vlogurile anterioare, în fiecare țară pe care o vizitez, la sfârșitul fiecarei vizite, fac acolo și o să-ți dai seama exact. Oricum, în jur de 800-1000 de euro, depinde cât de mult călătoresc în țara respectivă. De cât timp călătorești? Din septembrie anul trecut. Dan Mazăre, foarte bine că nu ți-arăți viața personală. Asta e vlog de călătorie, nu de dragoste sau iubire. Spre deosebire de alți vloggeri de treabă care și-au arătat toate cucerelele în vloguri, care mi-au provocat milă și scârbă, știm noi cine. Sper să rămână așa canalul și să nu amesteci cu alte lucruri personale. Băi, cam asta e ideea, vreau să merg doar pe partea de travel. Acum nu știu cum o să decurgă lucrurile în viitor. Dacă aș avea un glob de cristal, v-aș spune acum. Dar din păcate nu știu. Eu sper să decurgă la fel. Feliz Lazea sau Lazea. Dacă pentru o săptămână ai vrea să te deconectezi de la toate, să lași deoparte telefonul, internetul, laptopul, camera, care ar fi locul ăla? Sincer, Bora Bora. Mi-ar plăcea să merg acolo și să uit de tot și să stau liniștit. E chiar unul dintre locurile în care vreau să ajung în viitorul apropiat. Eric Homeric. De unde ești din țară? De cât timp faci vlog și îți ajung banii din vlogging pentru a călători? Sunt din București. Fac asta din septembrie. Adică sunt septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie.
sunt 7 luni. Și dacă îți ajung banii din vlogging pentru a călători, momentan nu. Pentru că banii pe care îi fac din YouTube nu mi-acoperă cheltuielile pe care le am în fiecare lună. Ionuț, Ionuț, prietena ta de carantină se cam dă la tine, ți se pare? Negroade, super tare, bro, chiar mi-ai făcut o surpriză când am auzit că mi-ai citit comentul. Păi, asta e rolul meu aici, să vă fac o surpriză, să vă bine dispun în fiecare zi de carantină. Și nu doar de carantină, în fiecare zi. Mihai Verlan, ceau, ceau. Ceau, ceau și ție, sper că e ceau, ceau, gen salut, nu ceau, ceau, la revedere. Mitel, 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 iar umbli cu cuțitul. Îl am aici, am buzunar. Se că ai griji. Ionuț, 19, Ionuț, nu te văd prea bine. Păi, deschide ochii mai mult, dacă nu mă vezi bine. Daniel Tudorica, salut, frumoasă surpriză. După ce se termină toată nebunia asta, care este următorul continent pe care vrei să îl vizitezi? Vei face o pauză acasă înainte? Da, chiar mă gândeam să închei această călătorie inițial în august sau septembrie, după care veneam acasă pentru câteva luni, iar apoi aș fi început, ca și plan, de fapt, aș începe o călătorie în America de Sud, dar nu cred că o să fie la fel de lungă, un an. Daniel Chiritoiu, sau Chirițoiu, șampon Alpecin, cel mai bun împotriva căderii părului. L-am avut și pe ăla, crede-mă, pentru mine nu a mers, a fost mai rău. Carol Rax Sochirca. Bravo, mi-a plăcut mult acest video, m-am amuzat copios când se juca tipa aceea în spatele tău, dar nici eu nu mi-am dat seama, deci eram atât de concentrat pe cititul comentariilor încât nu am văzut decât în momentul în care mi-a suflat în ceaf. O să am și eu o surpriză plăcută pentru tine în 2-3 zile, ai grijă de tine și îți doresc un timp plăcut acolo. Sunt curios să văd surpriza asta, măi Carol. Meriem Basil sau Baza. Acolo trebuie să-ți gătești singur? Da, în mare parte îți gătești singur sau dacă na, ai o companie de genul cum am eu, puteți să vă puneți de acord și să gătiți unul odată și te gătește pentru toată lumea, dar în mare parte îți gătești singur, dacă nu vrei să te duci la supermarket sau la restaurant. Dacian Crisi, ai grijă de tine și tu ai grijă de tine, spală-te pe mâini și pe față folosește mânuși și mască. Stai că aici am un coment mai mare. Luc, bună treaba asta cu comenturile, am crezut că nu o să-l citești și pe al meu. Te pup, frățioare, ne vedem la Solomon dacă îți place. E unul dintre DJ-ii mei preferați. Când trece toată treaba asta, cât despre viața ta personală, fără să vrei, înțelegem și noi câte puțin. Ai nemerit bine acolo, super bine, că despre șampon, dacă vrei să nu scadă părul, folosește șampon de cal. Asta e nou, nu știam. Fără niciun mișto, îl iei de la farmaciile veterinare. Eu folosesc și după ce te speli, simți părul cu un scârție de curățenie și îl simți mult mai power. Oh, e bine, dar doar părul sau și alte chestii? Da. Și că ea a venit iubita ta în spate cât scriam comentul ăsta. Nu e iubita mea, e doar o prietenă. O întrebare intimă. Ce zodie ești? Întrebarea asta a pus-o Marius Puma. Sunt balanță. Costel Preda. Te salut și eu și soția Ancuța, care te urmărim în fiecare seară. Pa, pa. Mă bucur să aud și să văd chestia asta și mă bucur că lumea așteaptă cu sufletul la gură în fiecare seară dacă postez sau nu. Mihăiță Burcea 06-06-09 Mihai, bravo, Metin, carantină frumoasă, îți mulțumesc la fel și îți doresc același lucru și ție. Rosen Cj, nu știu dacă e Cluj sau vine de la altceva. 32 de anișorii, nu ți-aș fi dat mai mult de 26 după fizic, poate doar după vorbă, după port. Îți mulțumesc foarte mult. 26 e bine. Chiar zilele trecute vorbeam cu spanioloica ce mi-a făcut freza și ea a crezut că am 23. Deci ești pe locul 2. Și mă bucur că lumea are impresia că sunt mai tânăr, astfel la 50 de ani sau la 48 de ani, dacă are DJ, o să arăt de 38. Deci nu o să arăt care. Așa. Și dacă peste 10 ani te părăsește părul, dacă te razi în cap, cred că o să stea bine și așa, gen Vin Diesel.
Mai am până la ajung eu pe Vin Diesel. Și la înălțime, și la lățime, și la tot. Dar îți mulțumesc, e un sfat bun. Negru Ali, nu am o întrebare pentru Q&A, dar am o sugestie, adaugă un cont bancar unde putem dona pentru a te susține în, în ceea ce faci pe YouTube. Îți mulțumesc foarte mult, Adi, urmează probabil mâine sau zilele următoare să fac și contul de PayPal, pentru că nu m-am gândit la chestia asta, momentan am zis, băi, merg cât se poate, după aia dacă o să fie nevoie de ajutor, o să-l cer, dacă nu, nu sunt genul ăla de persoană care să ceară foarte mult ajutor, dar în momente de criză fac și chestiile astea. Așa, Luc, nu par arogant, frate, stai liniștit, multă lume de pe YouTube este mult mai arogantă decât tine, ești copil mic la capitolul ăsta. Îți mulțumesc foarte mult, Luc. Tu știi mai bine, îi privești pe toți și... Na. Sasha Diana, de unde faci rost de bani pentru călătorie? Aș dori să vin cu tine într-o țară în vacanță. Păi, față că nu fac rost de bani pentru a călători, eu acum merg pe economiile pe care le-am făcut în timp ce lucram în Italia. Și în viitor, da, o să organizez și ceva călătorii în grup și... O să te anunț și pe tine. Sau o să vezi, dacă mă urmărești în continuare, o să vezi cu siguranță în vlogurile următoare. Licuță, îmi dă un like, eu îți dau 2 like. Mortuviu. Băi, de unde găsiți, mă, numele astea? Salut, cum faci rost de viză pentru Asia? Mai exact, vreau ca anul viitor să vizitez Vietnamul. Cam unde trebuie să aplic pentru viză? Păi trebuie să intri pe MAE și aplici acolo pentru viză. Dacă vrei să plătești mai puțin pentru viză, am vlogul în care explic exact ce trebuie să faci pentru viza de Vietnam. Arunc acolo privire și cu siguranță o să te ajute. Dar când se apropie momentul călătoriei, contactează-mă și îți dau mai multe detalii. Mamă, ce plin de țânțari. Am fost să-mi dau cu spray de țânțari că m-au ciuruit. Ce l-au ciurit pe Don Semaca, dar ce m-au ciurit pe mine acum. Așa, unde am rămas?